Lidioara are un leac foarte, foarte bun pentru noi. Să te auzim, Lidioara. Pe cât de bun, pe atât de simplu, se spune. O să vorbim despre sunătoare. Foarte bună. Mi se pare, mi se pare așa simplu, mi se pare, dar nu e deloc simplu, pentru că sunătoarea este un antidepresant natural. Da. Este un tratament care stimulează, antidepresiv, care stimulează eliminarea de serotonină. De fapt, noi putem spune planta fericirii. Ia uzi, să bem ceai. Da. Când suntem într-o situație grea, trecem printr-o perioadă grea a vieții noastre și avem senzația că ne prăbușim așa, e bine să bem 3 șcuțe de ceai pe zi și există și tinctura de sunătoare pe care putem lua 20 de picături de 3 ori pe zi. Chestia asta o putem da și la copii când au probleme înainte de examene, când sunt în perioada de examene. Inclusiv nouă celor care nu prea ne ține, mai ține mintea, știi? Memoria, practic, nu mintea, memoria. Deci, se bea ceaiul de sunătoare sau picături de tinctură de sunătoare. Eu o să pun pe rețeta. Facebook rețeta. Ce important este să trag atenția că am să pun și partea asta la altă, unde nu trebuie să uităm că este interzis femeilor gravide. Ceaiul de sunătoare. Da. Și când facem cură de ceai de sunătoare sau tinctură de ceai de sunătoare, el stimulează fotosinteza și nu avem voie să stăm la soare. Alt aspect foarte da, important. Da, sunt deci foarte are important. Niște contraindicații. Are niște contraindicații și am să le scriu acolo. Sunt foarte bun. E foarte, foarte bun. Deci e o minune de plantă pe care noi călcăm de foarte multe ori. Cele de sănătoare o știu de la bunica, pentru că ea crește peste tot, da. Și ne putem folosi de ea oricând și oriunde. Da, ceaiurile, plantele care ne ajută foarte mult, deși nu prea punem... Putem înlocui orice ceai pe care îl bem dimineața, la prânz sau seara, bem un ceai la culcare, îl putem înlocui cu ceaiul de sănătoare. Liniștiți. Remedii din grădina Domnului. Așa da. Se face.